Întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, la summitul inițiativei celor trei mari. Vedem, iată, sunt imagini chiar în aceste momente. Madalin Puiu, colegul meu, vine cu mai multe detalii despre această întâlnire dintre cei doi președinți. Te ascultăm, Madalin. Bun găsit tuturor! Da, președintele României, Klaus Iohannis, a avut întâlnire cu președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky. În aceste zile, șeful statului participă la summitul celor trei mări. Vedem o primă întâlnire pe care Klaus Iohannis o are cu președintele ucrainean, în contextul în care Volodymyr Zelensky a cerut noi arme și, de asemenea, noi ajutoare din partea Occidentului. O întâlnire care vine în contextul că Klaus Iohannis își dorește în continuare să ajungă secretar general al Alianței Nord-Atlantice. Vedem de asemenea că prima întâlnire o are cu președintele ucrainean, o întâlnire extrem de importantă în economia războiului care are loc în momentul de față în Ucraina.